Bună, săgetător, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 24-30 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Dragi săgetători, ei, uite că săptămâna asta vine cu niște surprize mari pentru voi, legate de muncă, legate de niște discuții pe care le aveți, care, atenție, fie țin de rutina voastră zilnică, fie țin de zona medicală. Poate să fie un moment în care au loc acolo tot felul de schimbări, așa, bruște, peste noapte. Însă, atenție, este ceva foarte important pentru tine și foarte benefic, privind un contract de muncă, privind o relație, da? Situația aceasta te scoate pe tine din niște stări destul de ciudate, da? Se schimbă ceva brusc, dar știi cum e? Totul e cu un rost pe lumea asta. Poate să fie, atenție, și ceva legat de niște acte sau ceva legat de o călătorie pentru alți săgetători. Poate chiar ceva legat de zona studiilor superioare sau pentru alți săgetători este ca un fel de moment de conștientizare. Cel aha, acum este momentul. Săptămâna asta te găsește foarte prins. Da, pe tot felul de lucruri, însă te vei gândi foarte serios să îți dai o resetare, te vei gândi foarte serios să faci niște schimbări în viața ta, care, atenție, sunt extraordinar de benefice. Vezi că pentru tine dragostea plutește serios în aer, undeva în zona străinătății, undeva la un drum. Dragostea poate să plutească în aer pentru tine săptămâna asta. Chiar în zona aceasta a persoanelor intelectuale. Da? Fie găsești o activitate care îți place și vrei să o studiezi mai în amănunt, fie pentru unii săgetători, vedeți că poate să apară o nouă persoană în viața voastră, poate să fie cineva dintr-o altă țară, dintr-o altă cultură, dar aici v-aș recomanda să fiți puțin atenți, adică trăiți momentul, e ok, toate bune și frumoase, dar nu vă aruncați cu capul înainte. E foarte important acest aspect, foarte, foarte important. Pentru alți săgetători, este un moment în care revizuiți, reanalizați puțin relația cu partenerul de viață și unii posibil chiar să readuceți în discuție ideea aceasta de despărțire sau de căsătorie. Sunt lucruri care se reiau acolo și dacă relația e bună, e stabilă, toate bune și frumoase, cu siguranță lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă. Dacă relația respectivă nu mai merge, da, cu Saturn acolo în pești, vedeți că acum se produce marele eveniment. Da? Pentru că, da, Venus acolo retrogradă mai pune la încercare relațiile. Da? Te pune niște situații în care cumva ai mai fost și acum poți să clarifici. Apoi, pe 29 iulie, Mercur intră în Fecioară și stă acolo toată luna august, o să și retrogradeze, dar discutăm la momentul respectiv. Cât stă acolo Mercur în Fecioară, pe tine te ajută să comunici mult mai bine cu superiorii tăi, cu părinții, cu partenerul de viață și vom vedea foarte mulți săgetători care vor avea tot felul de drumuri de făcut către instituții publice pentru a rezolva tot felul de chestiuni. Este ceva ce te va ajuta foarte mult pe tine, chiar din punct de vedere financiar, sau ceva ce îți va aduce o mai mare stabilitate din punct de vedere emoțional. Asta e absolut fantastic pentru tine. Bun. Și bineînțeles că săgetătorii care aveți legătură cu partea aceasta de grupuri mari de oameni sau cei care vreți să postați mai mult pe internet sau indiferent unde veți fi, veți ieși foarte mult în evidență prin felul vostru de a comunica. Și a ieșit mesajul pentru tine foarte rapid, armonia dumnezeiască și echilibrul interior. Numerele importante 2, 5, 7, 25, foarte frumos. Și culorile importante sunt albastru, verde, maro, iar Arhanghelul Rafael este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi armonia și echilibrul interior.
Te inspiri să-ți folosești în mod înțelept și chipzuit resursele interioare. Cu alte cuvinte, tu săptămâna asta vei reuși să ajungi la o pace, la un echilibru, fie cu partenerul tău, într-o poveste de prietenie, la muncă, în general în relațiile tale, vei reuși să găsești acel echilibru, acea pace și de asemenea îți vei da seama ce îți place cu adevărat, îți vei da seama ce te face pe tine fericit și mai văd aici că vei reuși să găsești un echilibru în a oferi celorlalți, dar și în a primi. Cumva îți vei schimba puțin anumite idei despre viață, anumite principii, anumite reguli după care tu te ghidezi. Și văd aici o conexiune foarte strânsă cu o parte masculină. Sau văd o femeie și un bărbat îmbrățișați, da? Care devin unul și același, care pur și simplu devin mult mai apropiați, deci te încheagă ceva din punct de vedere emoțional. Este o legătură foarte puternică aici. Iar unii puteți să discutați serios aici despre o căsnicie sau despre o relație mult mai serioasă. Până aici e bine. Hai să vedem și tarotul ce spune. Ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână 24-30 iulie. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Se pare că aveți multe mesaje, așa simt să vă transmit. Se vor întâmpla multe lucruri săptămâna asta. Regele de cupe, 6 de bâte, faietonul, îndrăgostiții, magicianul, judecata. Exact cum am intuit. Dragi săgetători, aveți 3 arcane majore în exteriorul vostru, ceea ce înseamnă o perioadă extrem de profundă, extrem de intensă și cu 4 de spade. Unii, atenție, simt aici să transmit că poate mergeți într-o vacanță sau vă planificați ceva anume. Uite, vă simțiți obosiți, vreți o pauză, vreți concediu, aveți foarte multe lucruri de făcut în perioada asta și chiar vi se cere să vă mai odihniți puțin, să vă mai relaxați. Avem regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Vezi că este cu adevărat o săptămână pentru tine în care relațiile tale vor fi dominate de emoție, emoții foarte puternice, emoții plăcute. 7 de spade la baza manifestărilor tale. Se pare că tu vei lua atitudine și vei dori să pleci dintr-o situație în care nu te mai simți bine. Tot 7 de spade, să știi că poate să însemne pentru tine și un moment în care ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, dar ideea este că eu văd aici un triumf, văd o victorie totuși. Faietonul în inima ta, o conexiune cu zodia rac, dar și un drum pe care îl faci către o persoană dragăție, un drum pe care îl faci împreună cu cineva, ai parte de o victorie, de o bucurie în casă, în familie, în cercul tău de prieteni. 6 de bâte în mintea ta, multă, multă bucurie văd aici, dar și o victorie. Tu vei primi o veste extraordinar de bună, legată de muncă, legată de viața ta, în general vorbind. Arcana majoră, îndrăgostiții în exteriorul tău, o conexiune cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi. Văd o persoană care se simte foarte atrasă de către tine. Este o persoană care pur și simplu nu se poate abține și atunci ia o decizie. De asemenea, mai văd și pe cineva fie atras de către tine, fie pasionat de un anumit lucru. Poate să fie o persoană mai tânără sau o persoană mai adolescentină. Da? Magicianul avem aici. Ai legătură cu o persoană care va lupta pentru tine, îți va fi alături din multe puncte de vedere și tot magicianul, să știi că spune despre o perioadă în care, din punct de vedere personal, este cineva care încearcă aici să te ajute, are toate resursele necesare. Dragi săgetători, mai am un mesaj, anume nu vă lăsați manipulați de prieteni, da? Sau influențați. Faceți și ceea ce vă place vouă, e foarte important acest aspect, foarte, foarte important. Judecata avem aici, te revezi cu o persoană, mergi la un interviu sau se ia o decizie din punct de vedere profesional, dar este o decizie care va avea o influență asupra unui grup mai mare de oameni și tot judecata aici să știi că vorbește despre o conexiune specială cu
Cineva care se află la distanță de tine. Este o persoană aici în jurul tău care ia o decizie, pur și simplu, și pentru tine e cu bucurie, dar în același timp este ceva ce nu îți place, ceva ce e ciudat. Poate e un moment să te vindeci sau este un moment să fii puțin mai atent pe viața ta, să ai un stil de viață mai sănătos, asta mai simt să transmit. Dragi săgetători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo vei afla cu o săptămână înainte ce se întâmplă pentru fiecare zi și, de asemenea, vă invit cu drag și la previziunile zilnice pe zodii. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Este o funcție gratuită pentru toți și, de asemenea, dacă nu ați făcut deja aceste lucruri, tot vă mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o veți face. Și acestea fiind spuse, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă.